Dacă tot vorbeam mai devreme că toți producătorii de vaccinuri înregistrează dificultăți și întârzieri la livrare, pentru a echilibra parțial situația, Pfizer va primi ajutor de la concurență. Francezii de la Sanofi vor ambala 100 de milioane de doze pentru Pfizer, un parteneriat surprinzător care vine după ce Sanofi și partenerul său britanic au decis să amâne pentru sfârșitul acestui an lansarea vaccinului anticovid, pentru că testele clinice nu au fost mulțumitoare. Între timp, în Franța sunt tot mai mulți politicieni și lideri de opinie care sunt de fapt nemulțumiți de eșecul vaccinului dezvoltat de Institutul Pasteur, un eșec văzut ca o lovitură de imagine pentru țara lor. Și discutăm despre acest subiect chiar acum cu Paul Cozighian, este jurnalist Le Figaro în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Cum arată lucrurile în privința, adică aș începe puțin în ordine inversă, cum le-am prezentat, ceea ce s-a întâmplat la Institutul Pasteur, care sunt de fapt reacțiile, ce spun liderii de opinie? Da, liderii de opinie vorbesc mai puțin, vorbesc politicienii. Nu știu dacă ei mai sunt considerați acum lideri de opinie în situația pe care Franța o traversează actualmente. Încrederea în politicieni a scăzut foarte mult. Mă uitam înainte să intru în direct, am urmărit ce se întâmplă la televiziunile de știri din Franța. Aproape că nici nu se mai vorbește de acest eșec înregistrat de Institutul Pasteur. Să știți că ei au profitat puțin de un efect de imagine care este foarte important. Colegii mei de la Departamentul de Știință de la Figaro chiar au titrat dimineață cotidian pe tema asta, spunând că cercetarea franceză este împinsă spre reformă. Aici este problema, de fapt. În Franța, Institutul Pasteur, care este un institut public, nu beneficiază de un sprijin financiar foarte mare, așa cum este cazul în Statele Unite. Este o construcție financiară mult mai bine pusă la punct pe continentul american, și anume este vorba despre parteneriat între public și privat. Companiile private finanțează la greu cercetarea, iar nivelul salariilor oamenilor care lucrează în cercetare este de 5 ori mai mare, mai ridicat decât cel din Franța și decât cel din Uniunea Europeană, de fapt. Problema este că francezii se plâng de faptul că, în primul rând, nu au mijloacele financiare necesare să dezvolte o cercetare de o asemenea amploare, iar în al doilea rând, acea finanțare care există, și o spun aici chiar și oamenii politici, o recunosc, este cumva împărțită egalitar, un fel ca un sistem socialist, înțelegeți? Adică toată lumea primește aceeași sumă, indiferent că facem o cercetare pe un vaccin sau o cercetare în lupta împotriva cancerului de sân, etc. Cu alte cuvinte, nu există o finanțare care să țină cont de importanța și de urgența unui eveniment cum este cel de astăzi. Și pe undeva, să știți că au fost observatori politici care au strigat victorie în această depunere a armelor. Ils ont jeté les armes. Au aruncat armele, au depus armele cei de la Pasteur. Și să știți că dacă citim printre rânduri mesajele care ne vin de la Institutul Pasteur, cercetările continuă, însă ele nu au putut ține pasul cu nivelul extrem de ridicat pe care l-au impus Statele Unite ale Americii. Din două puncte de vedere. În primul rând, au găsit un vaccin care este eficace în proporție de 95%. În al doilea rând, s-au mișcat foarte repede. Au dat rezultate extrem, extrem de rapid. Din același motiv și laboratoarele Sanofi preferă acum, pentru că este o urgență maximă în lupta contra cronometru pentru a vaccina cât mai multă lume, să producem măcar ceea ce este sigur că este valoros și eficace pe piață în acest moment. Asta este urgența. Dar vă asigur că cercetările vor continua atât la Sanofi cât și la Institutul Pasteur. Dar va urma o perioadă dificilă, e adevărat. Pentru că ați menționat de Sanofi și noi am spus de altfel, e partea bună, dacă este să remarcăm ce fac cei de la Sanofi, că vin de fapt cu un ajutor, vin în întâmpinarea celor de la Pfizer, acum în această criză adevărată a vaccinurilor. E un ajutor pe care ei s-au angajat să îl ia pe termen lung sau este doar acum pentru aceste luni în care trebuie văzut exact cum se realizează împărțirea aceasta a serurilor? Da, subliniez foarte bine ce a spus și dumneavoastră, specialiștii au strigat victorie
victorie încă de ieri, de când s-a dat această știre, această veste, cu siguranță că va fi un parteneriat pe termen lung, pentru că în vreme ce ei vor produce acest vaccin, ținând cont deci de, cum să spun, de matricea pe care o vor primi de la Pfizer, pe de altă parte, ei vor continua să analizeze efectele și rezultatele acestui vaccin asupra populației, precum și modificările pe care acestea le vor putea produce cu aceste noi variante despre care încă nu se știe foarte bine, sunt doar texte care afirmă că vaccinurile actuale acoperă și problemele legate de variantele britanic, sud-african sau brazilian și așa mai departe. Deci ei vor continua să analizeze efectele vaccinului pe populație și în paralel vor merge pe cercetarea lor. Unii spun că se va termina într-un an de zile, alții spun că de-abia undeva pe la jumătatea lui 2022. Deci, cred că am trecut de zona aceasta de concurență și este un efort planetar în acest moment pentru a găsi cât mai repede soluții și a produce acest vaccin în cantități suficiente pentru a stopa cât mai repede posibil progresia pandemiei. Sigur. Și până la urmă, și aceasta este o dovadă, când concurența este cu adevărat loială și se apreciază până la urmă companiile într-o astfel de criză, să-și dea mâna tocmai pentru a rezolva o criză mondială. Mulțumesc tare mult, Paul Gozighian, pentru prezență și pentru întreaga discuție.